Președintele Republicii Moldova Nicolae Timofti participă la summitul șefilor de stat și de guvern al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, care are loc în capitala Albaniei. La Tirana, șeful statului va avea și o întrevedere oficială cu omologul său albanez, Bujar Nishani. La reuniune, Nicolae Timofti a vorbit despre importanța cooperării pe dimensiunea euroatlantică între țările din sud-estul Europei. Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est este o structură de cooperare regională creată în 1996 la inițiativa Bulgariei, care a urmărit stabilirea unor noi forme de cooperare după apariția noilor state pe teritoriul fostei Iugoslavii. Din cadrul organizației fac parte Albania, Bulgaria, Grecia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, România, Serbia, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Croația, Republica Moldova, Muntenegru și Slovenia. Președintele Parlamentului de la Chișinău și președintele așa zisului Soviet Suprem de la Tiraspol vor întreprinde în premieră o acțiune comună. Andrean Candu a anunțat la un post privat de televiziune că va sărbători împreună cu Mihail Burla Ziua Internațională a Copiilor la Chișinău. Andrean Candu a mai spus că la întâlnirea pe care a avut-o săptămâna trecută cu Burla la Bender, a convenit cu acesta să identifice soluții pentru ca echipele SMURD să acorde asistență și locuitorilor din stânga Nistrului. Potrivit președintelui Parlamentului de la Chișinău, se observă o ameliorare în relația cu Tiraspol. În același timp, Candu susține că se atestă o îmbunătățire și în relația cu comratul. După încheierea lucrărilor summitului parteneriatului estic desfășurat la Riga, premierul moldovean Kiril Gaburici a solicitat ministerelor să intensifice realizarea sarcinilor prevăzute în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Șeful cabinetului de ministri a cerut convocarea unei alte ședințe la care să se discute amănunțit asupra prevederilor pe care Republica Moldova urmează să le realizeze. Kiril Gaburici a mai spus că inițiativele legislative sau hotărârile incluse pe lista suplimentară a ordinii de zi a ședinței executivului nu vor mai fi acceptate fără a fi avizate de toate instituțiile responsabile. Producătorii de conserve din Moldova cer ajutor statului în achitarea ratelor la creditele accesate. Apelul vine ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă, dar și a dificultății de a ajunge pe piețele europene. În aceste condiții, producătorii se tem că fabricile de conservă vor dispărea în orice moment. Directorii mai multor companii de conserve se plâng că în depozite mai sunt produse încă de anul trecut. Asta ar însemna pierderi de 250 de milioane de lei. Producătorii de conserve cer statului ajutor financiar chiar și sub formă de credit, dar cu o dobândă rezonabilă, ca să evite punerea sub sechestru întreprinderilor din cauza datoriilor. Premierul Kiril Gaburici a promis că guvernul va acorda atenția cuvenită acestei ramuri, însă deocamdată carul nu s-a mișcat din loc. Cetățenii Republicii Moldova ar prefera integrarea în Uniunea Europeană mai degrabă decât rămânerea în sfera de influență a Federației Ruse, afirmă președintele moldovean Nicolae Timofti într-un interviu acordat agenției Associated Press. Nicolae Timofti a subliniat că cetățenii moldoveni se bucură de avantajele economice și de eliminarea regimului de vize, efecte ale semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, însă a admis că prezența Rusiei continuă să fie un factor de influență în Republica Moldova. Nu putem nega realitățile din Republica Moldova. Suntem parte unei zone în care a predominat Federația Rusă, a mai spus Timofti. Însă suntem o țară europeană și poporul nostru are aspirații europene, a adăugat președintele Moldovei. Se subînțelege că putem trăi mult mai bine familia europeană decât în orice altă zonă geopolitică, a subliniat șeful statului moldovean. Premierul Kiril Gaburici susține că Banca Națională ar trebui să ia o decizie cât mai curând posibil în privința celor trei bănci problematice, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit datelor șefului guvernului, aceste trei instituții financiare aduc un prejudiciu lunar de 10 de milioane de lei. Părerea mea este bazată pe cifre clare care ne arată că păstrarea acestor bănci ne aduce un prejudiciu de minus 30 milioane lunar. Aceasta este poziția mea foarte pragmatică și bazată pe argumente și pe cifre clare. Evident că eu nu-mi doresc să rămână oamenii fără locuri de muncă. Exact. Dar noi nu putem să punem pe umerii tuturor celorlalți cetățeni salarizarea acestor angajați. Deci, dacă eu să iau o decizie, atunci ori această instituție sau aceste instituții sunt profitabile, lucrează corect, fac lucru corect și
sunt eficiente, ori ele se închid. În același timp, Federația Sindicatelor Lucrătorilor Instituțiilor Bancare a solicitat conducerii țării întreprinderea măsurilor urgente în cazul celor trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Totodată, membrii federației au cerut demisia premierului Kiril Gaburici, care a propus lichidarea acestor bănci. Potrivit reprezentanților sindicatelor bancare, această măsură de lichidare ar reduce la concedierea în masă a angajaților, ceea ce ar putea avea consecințe grave pentru întreaga societate. Asociația Internațională pentru Dezvoltare va acorda Republicii Moldova un împrumut în valoare de 12 milioane de dolari americani pentru aplicarea proiectului Agricultura Competitivă. Proiectul de lege privind ratificarea acordului de finanțare a fost aprobat de guvern. Proiectul are drept obiectiv diminuarea efectelor restricțiilor impuse de Federația Rusă în perioada 2013-2014 prin acordarea compensațiilor producătorilor agricoli care au cultivat mere, prune și struguri. În cadrul proiectului vor fi eligibili producătorii care dețin plantații horticole de până la 15 hectare. Prevederile acordului de finanțare adițională vor fi implementate în perioada 1 iulie 2015-1 iulie 2017. Împrumutul este acordat pe un termen de 25 de ani cu o perioadă de grație de 5 ani. Proiectul urmează a fi adoptat de parlamentari. Autoritățile de la Tiraspol introduc taxe speciale pentru produsele lactate din Chișinău și cele din Ucraina. O dispoziție care prevede acest lucru a fost deja semnată. Introducerea taxelor a fost necesară din cauza situației critice din industrie. În urma devalorizării hrivnei ucrainene și aleului moldovenesc, produsele lactate din regiune s-au ieftinit atât de mult încât au devenit necompetitive. Produsele lactate din Transnistria s-au scumpit cu aproximativ 10-25% față de cele de import. Comisia Electorală Centrală a luat act de rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, conform situației de pe 22 mai 2015, depuse de 12 concurenți electorali. Totodată, Comisia a aplicat sancțiune sub formă de avertisment mai multor concurenți electorali. Sancțiunea vine în contextul încălcării prevederilor codului electoral, prin care concurenții nu au informat Comisia despre deschiderea sau nedeschiderea contului bancar cu mențiunea fond electoral. În același context, Comisia Electorală Centrală a solicitat concurenților electorali Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Politic Partidul Nostru să prezinte în decurs de 3 zile documente confirmative privind sursa mijloacelor bănești raportate la CEC. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a luat decizia de a suspenda emisia postului Rasia 24 pe teritoriul Republicii Moldova în baza raportului de monitorizare. În același timp au fost sancționate posturile Prime, RTR Moldova și Ren TV cu amenda maximă de 5.400 de lei, iar postul TV7 s-a ales cu amendă valoare de 1.800 de lei. Măsurile respective au fost aprobate după ce s-a constatat că instituțiile au încălcat principiile echidistanței și echilibrului în programele de știri și programele analitice retransmise din Federația Rusă. Amintim că acum 10 luni CCA a suspendat emisia postului de televiziune Rusia 24 pe teritoriul Moldovei pe o perioadă limitată. Atunci, oficialii de la Moscova declaraseră că decizia ar putea influența negativ relațiile dintre Rusia și Republica Moldova. Totodată, aceștia spuneau că decizia CCA este o hotărâre luată în urma unui val de euforie după semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și nu corespunde dreptului cetățenilor la accesul liber la informație. Ministerul Educației interzice colectarea de bani în scopul organizării examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului în instituțiile de învățământ general, secundar, profesional și superior. Un ordin în acest sens a fost emis de Ministerul Educației și a fost adus la cunoștința tuturor responsabililor de organizarea examenelor. În cadrul Ministerului funcționează o linie telefonică de încredere 022 234609, la care pot fi semnalate eventuale încălcări de legislație ce ar putea avea loc pe parcursul desfășurării examenelor. Persoanele care se vor confrunta cu situații de corupție pot semna la aceste cazuri la linia națională anticorupție 0800 555 55 sau la adresa secretariat@roncna.md. Potrivit Ministerului Educației, orice formă de colectare de fonduri din partea profesorilor, directorilor sau altor persoane implicate în organizarea examenelor este o acțiune ilegală.
Asigurarea obligatorie auto va fi mai scumpă pentru șoferii implicați în accidente. Prevederea este inclusă într-un regulament care a intrat recent în vigoare. Potrivit așa numitului sistem bonus-malus, șoferii care cumpără polița de asigurare RCA achită prețul în funcție de numărul accidentelor pe care le-au provocat. Dacă în primul an de asigurare conducătorii auto vor produce un accident, vor plăti pentru polița RCA cu 30% mai mult. În schimb, șoferii disciplinați vor avea o reducere de 5% pentru asigurarea auto. Comuniștii insistă ca examenele de bacalaureat să se desfășoare fără cameră de supraveghere, echipamente de scanare și de bruiaj. În acest sens, deputații PCRM au venit cu o inițiativă în Parlament. Propunerea însă nu a acumulat numărul necesar de voturi din partea deputaților PLD-MPD și PL pentru a fi introduse pe ordinea de zi. Ministrul Educației Maia Sandu a anunțat că renunțarea la camerele de supraveghere la bacalaureat va avea loc doar atunci când majoritatea elevilor vor realiza că educația e pentru ei, nu pentru școală. Ministrul Apărării Viorel Ciobotaru și secretarul general adjunct al NATO Alexander Verschbow se pronunță pentru demararea cât mai curând posibil a unor proiecte concrete în cadrul inițiativei Consolidarea Capacităților de Apărare. Cei doi au avut o întrevedere la Bruxelles în care au discutat și posibilitatea deschiderii unui oficiu de legătură al NATO la Chișinău, care ar facilita dialogul și cooperarea bilaterală în promovarea reformelor din sectorul de securitate și apărare, dar și implementarea proiectelor bilaterale. Viorel Ciobotaru a discutat și cu alți oficiali despre noul mediu de securitate din regiune, cooperare practică dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, căile de aprofundare a acestea, stadiul implementării planului individual de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova-NATO pentru anii 2014-2016, dar și a proiectelor în curs de desfășurare, anunță un comunicat al Ministerului Apărării. Ministrul Educației Maia Sandu face noi declarații dure la adresa clasei politice din Republica Moldova. Aceasta declară în cadrul unui interviu pentru anticorupție.md că instituțiile publice iau decizii în interesele personale sau de partid, iar oamenilor integri din sistem li se dă de înțeles că locul lor nu este aici. Mai mult, Sandu îi ia apărarea fostului ministru de finanțe, Veaceslav Negruța, și spune că să fii ministru înseamnă să semnezi zeci sau chiar sute de documente pe zi, iar un ministru, oricât de bun ar fi și chiar dacă nu ar avea alte lucruri de făcut decât să semneze documente, nu are cum să le știe pe toate. Precizăm că procurorii anticorupție au deschis un dosar penal pe numele ministrului finanțelor Veaceslav Negruța, întrucât acesta i-a transferat banii lui Sandu înainte ca decizia judecătorească să fie irevocabilă. Rospotrebnadzor examinează posibilitatea reluării livrărilor pe piața rusească a conservelor de fructe și legume produse în Republica Moldova, informează RIA Novosti. A fost inițiată cooperarea la nivel de experți cu privire la problema reluării exporturilor în Rusia a conservelor de fructe și legume din Republica Moldova, se spune într-un comunicat al Serviciului Federal Sanitar Rus Rospotrebnadzor. Precizăm că în iulie 2014 Federația Rusă a interzis importurile de conserve de fructe și legume din Republica Moldova. Sub embargo, atunci au ajuns 4 companii moldovenești. Fostul ministru de interne Dorin Recean este cercetat penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Acesta are statut de bănuit și a fost audiat de procuror. Dorin Recean se declară nevinovat și afirmă că dosarul este o acțiune de intimidare pusă la cale de polițiștii care se opun reformelor. Potrivit ofițerilor, cauza a fost inițiată acum 2 ani la solicitarea unor polițiști. Aceștia îl acuză pe fostul ministru de interne că în 2013, la ordinul său, ar fi fost efectuate percheziții la sediul Comisariatului General de Poliție. În urma descinderilor, au fost suspendați din funcție unul dintre vicecomisare capitale, Alexei Loza, și șeful poliției criminale, Ruslan Saakian. Ultimul a fost vizat în dosarele de maltratare a tinerilor de pe 7 aprilie 2009. Aeroportul internațional Chișinău se transformă de la o zi la alta. Avia Invest, compania care administrează aeroportul Chișinău, susține că au început lucrările de extindere și reconstrucție a terminalului aeroportului. Astfel urmează să fie schimbat întregul design interior al aeroportului și reamenajate toate spațiile în conformitate cu cele mai moderne cerințe pentru funcționalitate și confortul pasagerilor. Autorul noului design al terminalului este renumitul birou moldovenesc de arhitectură, Arhitect Stafe. La baza noului proiect stau tendințe
cunoștințele designului modern cu soluții elegante și în același timp practice. Lărgirea și reconstrucția terminalului vor permite aeroportului internațional Chișinău să-și mărească aproape de două ori capacitatea de deservire, până la 750 de pasageri pe oră, și să le asigure pasagerilor comoditatea maximă. Totodată va fi mărit numărul ghișeilor de înregistrare a pasagerilor de la 12 până la 18. Va fi dublat și numărul ghișeilor de trecere a controlului de pașapoarte la plecare și sosire, iar la cele două benzi rulante pentru bagaj se va mai adăuga încă una. Premierul Kiril Gaburici a avut o primă întâlnire bilaterală cu omologul său din Federația Rusă, Dmitri Medvedev, pe marginea unui summit din Kazahstan al Comunității Statelor Independente, la care liderul moldoven a apărat opțiunea pro-europeană țării sale. Alegerea vectorului european nu este o alegere contra Federației Ruse. Spațiile economice sunt compatibile, iar colaborarea în acest sens este benefică ambelor state, a subliniat Gaburici. La aceeași discuție, premierul Kiril Gaburici a mulțumit omologului său rus pentru pașii făcuți în reluarea exporturilor de produse agricole pentru unele companii din Republica Moldova. De cealaltă parte, premierul rus Medvedev a declarat că dialogul între Moldova și Federația Rusă trebuie să continue într-o manieră constructivă. Alte subiecte abordate de către Kiril Gaburici și Dmitri Medvedev au vizat aspecte ale colaborării în domeniul energetic și cel social. Partidul Liberal Democrat a lansat campania Chișinăul întreabă, Urechean răspunde. Astfel, locuitorii capitalei pot pune întrebări lui Serafim Urechean și echipei PRDM. Ulterior, pe 12 iunie, Urechean și echipa sa așteaptă chișinăuienii în centrul capitalei, acolo unde va răspunde la toate întrebările expediate de cetățeni. În același timp, Partidul Democrat și-a prezentat candidații pentru alegerile locale generale. Democrații au anunțat că formează un Consiliu pentru Dezvoltare Locală, care va acumula toată experiența primarilor din PDM, cum se scrie un proiect, cum pot fi atrase mijloace financiare, iar partidul condus de omul de afaceri Renato Osati va organiza un marș național cu genericul pentru alegeri corecte. A fost reținut un moldovan pentru care ar fi ajutat mercenarii islamici să-și găsească refugiu pe teritoriul Republicii Moldova. Bărbatul are 22 de ani și ar fi fost responsabil pentru întâlnirea și cazarea persoanelor. Polițiștii susțin că bărbatul a acționat prin intermediul așa-numitului Abu Israfil, în prezent arestat de către poliție pentru fals în acte. Din probele acumulate de oamenii legii, Abu Israfil a participat la conflictele armate din statul islamic Siria. 3 luni urmă a plecat Europa la muncă în Franța. Din greutăți am ajuns în stradă. Acolo am făcut cunoștință cu un rus de origine caucaziană pe nume Hassan Sohamza, ce tot aparținea religiei islamice. El m-a ajutat cu alimentarea, m-a întrebat cum e la Moldova, am cerut un rumeu de la Moldova. Noi ne-am rămas bun. Am plecat. După ce m-am întors acasă, peste o lună de zile, de curs de o săptămână jumătate, două, m-a sunat persoana dată din Franța, Hamza sau Hassan, și m-a rugat frumos să întâlnesc o rudă de-a lui din Turcia, care vine la Moldova, Abu Israfil, din motiv că prima dată vine în țară și nu cunoaște nimic și să nu doarmă în stradă. Eu am plecat, l-am întâlnit pe Abu Israfil, l-am cazat la mine. Peste câteva zile, i-am închiriat o casă în sectorul Buiucani, unde l-am cazat pe el. De curs de o perioadă, o săptămână, jumate, două, Abu Israfil, ca ocazian de religie musulmană, m-a rugat să mai întâlnesc 4 persoane care la fel veneau din Turcia. Abu Israfil conștientiza că oamenii vin din statul islamic prin Turcia, la noi Moldova. În casa moldoveanului reținut au fost găsite literatură islamică, echipamente pentru filmare clandestină, monitorizare GPS și căști. Oamenii legii din Moldova colaborează cu colegii lor din alte țări pentru identificarea legăturilor acestuia cu alți membri ai grupării criminale. În același timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru terorism, asta în urma 3 alerte cu bombă din capitală, care au avut loc la mijlocul săptămânii. Solicitați de Elita TV, oamenii legii spun că au și un reținut în acest caz. În acest caz a fost pornit o cauză penală în baza articolului 278 alineatul 2 cod penal al Republicii Moldova. La fel a fost reținută o persoană care se afla în preajmă. La moment, polițiștii cercetează cazul pentru stabilirea gradului de implicare a acestuia.
În același timp, șeful de la Intern a fost chemat în fața deputaților să dea explicații cu privire la situația de alertă. Inițiativa a venit din partea socialiștilor, însă nu a fost votată de celelalte partide parlamentare. În acest context, președintele Nicolae Timoftea a solicitat joi instituțiilor responsabile de securitate națională să elaboreze nouă strategie menită să consolideze capacitatea de apărare și de răspuns la eventuale amenințări din exterior. Admiterea în învățământul superior se va desfășura în acest an în perioada 20 iulie-31 august 2015. Astfel, candidații vor avea dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclu 1, studii superioare de licență, la mai multe specialități concomitent din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituții de învățământ superior. Totodată, ei vor fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învățământ superior. Dintre cele pentru care au optat, universitățile vor elabora de asemenea și vor aplica propriul regulament de organizare a admiterii la studiile superioare de licență. Concursul de admitere este unic la locurile cu finanțare bugetară și la cele prin contract cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specialitate. Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va realiza din rândul candidaților la admitere situați sub ultimul admis la locurile finanțate de la buget în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs. Totodată se va menține cota de 15% din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidați. Pietre semiprețioase de agat și iantar au fost descoperite într-un automobil de model Mercedes-Benz 200E cu numere de înmatriculare în regiunea transnistreană. Incidentul a avut loc pe traseul Cimișlia-Chișinău, în regiunea satului Porumbeni. La volanul mașinii se afla un cetățean moldovean în vârstă de 39 de ani. În urma verificărilor din autoturism au fost ridicate 8 cutii imense în care se aflau mai multe pungi cu pietre asemănătoare cu pietre semiprețioase de agat și iantar cu o cantitate totală de 226 de kilograme. Valoarea 1 kg de pietre se estimează la 30.000 de lei. Mai mult, pentru a se eschiva de la pedeapsă, șoferul a prezentat legitimația de serviciu din cadrul unui organ de drept din Republica Moldova. Pe teritoriul țării noastre, astfel de zăcăminte nu există, iar valoarea mărfii transportate depășește suma de 100.000 de lei. Pe acest caz ar putea fi inițiată o cauză penală pentru trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor și altor valori în proporții deosebit de mari, prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei. Peste 500 de hectare de teren agricol din satele Lopatna, Jora de Jos, Jora de Sus și Jora de Mijloc vor fi prelucrate printr-un sistem de irigare modern. Lucrările de reabilitare au fost realizate din fondurile programului compact al Guvernului Statelor Unite ale Americii. La Orhei, în comuna Jora de Mijloc, s-a desfășurat conferința celor 11 asociații utilizatoare de apă pentru irigație. A fost prezent și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, James Pitted. Știți că am construit drumul pentru că drumuri bune și sprijină dezvoltarea economică și permită că fermerii pot distribui produse lor și așa că există o temă comună pentru dezvoltare domeniului agricol. Eu, cu toată inima, eu sper că o să fie al doilea compact, dar depinde de diferite criterii și, cum ați spus, depinde de îmbunătățire de situație cu corupția în această țară. Din păcate, țara aceasta nu a ajuns nivelul care se trebuie. Eu sper că în viitorul, cu programele de Guvernului Republicii Moldova, că țara poate să ajungă acest nivel, eu sper. Condițiile actuale acum, din păcate, nu sunt suficiente, dar eu am speranță că în viitor întotdeauna există o posibilitate de îmbunătățire. La aceste sisteme de irigare am venit cu o nouă inițiativă, cu remodificarea acestor sisteme, cu reinstalarea
pompelor de eficiență înaltă, un sistem automatizat. Țevile sunt din polipropilenă de densitate înaltă. S-au făcut niște lucrări foarte, foarte importante și din punct de vedere ingineresc foarte utile. Practic, aceste sisteme vor putea să funcționeze 50 de ani fără reparație și fără oarecare intervenție investiție. Iar operatorul acestor sisteme, fiind în câmp, de la un calculator poate să pornească sistemul să irige. Este foarte benefic pentru producătorii agricoli din această zonă, deoarece îndată ce am venit cu programul compact aici, a fost creată Asociația Utilizatorilor de Apă. În ambele localități au fost create două asociații și acesta a fost unul din criteriile de bază, o precondiție a guvernului american. Deci, managementul sistemelor reabilitate să fie transferat fermierilor, acelor care utilizează apa pentru irigare. Și nu a fost simplu de la bun început, dar vreau să menționez că au dat dovadă de spirit și inițiativă fermierii din aceste localități, pentru că ei au dorit ca culturilor agricole să aibă apă, anume în perioada când este arșiță. În afară de aceasta, noi dorim ca și sectorul privat să se mobilizeze și să vină ei cu investițiile proprii, deoarece noi, chiar aici la Jora și la Lopatna, am creat condiții adiționale pentru circa 600 de hectare să fie irigat din banii investitorilor privați, din cei care au aceste terenuri, pentru că am instalat pompe de o capacitate mai mare, țevi cu un diametru mai mare, s-au pus flanșe oarbe la capătul acestor sisteme, ca investitorul privat local, cel care dorește, să vină să poată investi. Deci noi dorim ca experiența noastră să fie preluată, pentru că Republica Moldova are nevoie de apă pentru irigare, culturile agricole trebuie să fie de valoare adăugată înaltă și să sporim veniturile populației. Sunt două proiecte importante. Drumurile, care ne dă posibilitatea să facem o logistică corectă și bună, și irigația. Apa și pământul sunt două lucruri importante și suntem foarte fericiți și mulțumiți pentru dezvoltarea care se face în sistemul de irigare sau restabilirea sistemului de irigare care la timpul lui în Republica Moldova a fost foarte puternic. Producătorii din alte zone ale țării au venit să vadă cu proprii ochi cum are loc în practică darea în exploatarea sistemelor de irigație. Avem ape pe terenurile agricole care le avem. Noi vrem ca să cultivăm producție de valoare înaltă, ca să avem recolte bogate și la un preț mai înalt. Am venit la colegii noștri de asociație să vedem cum la dunelor se dă exploatare și noi suntem pe finele lucrărilor și prin luna iunie, ne spun hidroconstrucție, iunie-iulie, ca să fie dat și la noi exploatare. Și asta îi poftim și pe dânși la noi să vadă și la noi terenurile. La noi se reabilitează o asociație mai mare pe 2400 de hectare, unde la noi se cultivă produs legumicule, porumb zaharat, cartofi, ceapă, morcov, varză, sfeclă de roșie și livez avem intensive puse, care unde se reabilitează sistemul de irigare pe 2400, cum am spus. Am primit sistemul de irigare Jorli în gestiune pentru o perioadă de 30 de ani. Practic, la noi e utilizatori de apă, care vorbim și de apă pentru irigare, se ocupă mai mult cu, după cum vedeți dumneavoastră, levez, viță de vie și material săditor pomicol. Volumul lucrărilor efectuate care se fac acum la toate stațiile de pompare și inclusiv la sistem sunt în jur de 80% efectuate. Dar încă, după cum vedeți dumneavoastră, încă este foarte mult de lucru în privința dată. Este mult de lucru, adică practic la stațiile de pompare și sunt careva tronsoane de țevi care ar trebuiască să fie introduse. Avem un câmp la 2K2 unde deja au demarat lucrările. Mai avem țava MT2 care adică tot e în proces de lucru, dumneavoastră ați văzut că țevile sunt intense. Și mai avem HT1 care leagă stația de pompare SP1 și cu SPP1 cu SP1. E o țavă de grosime de 600 de milimetri. După vizita la stația de pompare la Jora de Jos, participanții de la conferință au mers la Lopatna, unde s-au familiarizat cu activitatea fermierilor care beneficiază de sistemul de irigație centralizat Lopatna, cu o suprafață de peste 500 de hectare. Noi verbal ne-am asociat 3 gospodării țărădești și lucrăm împreună.
și am format un grup producători din 6 gospodării țărănești. Acum l-am format, perspectivă să vinde marfa, toată producția peste cooperativă. Da, noi sperăm și noi, asta atrage nădejde că odată cu irigarea suprafețelor teren care le deținem în proprietate și arendate, scăpătăm roade duble, poate și triple. Suntem foarte bucuroși că poporul american a avut grijă de țările săraci, de cum America luptă pentru sărăchia în toată lumea, au ajuns și la Jora. Suntem recunoscători, suntem, vrem să mulțumim în tot sufletul poporului american că a fost așa mărnimos și a avut grijă de noi. Va reabilita sistemul de irigație, vom crește culturi de valoare înaltă, vom avea preț poate mai bun, piața de desfacere mai bună, nădăjduim, tragem nădejde pentru viitor. Lucrările de renovare a sistemului centralizat de irigație din Jora de Jos vor fi terminate în această vară. Cele două sisteme de irigație din satele Jora de Jos și Lopatna au fost renovate din fondul Provocările Mileniului Moldova și au costat peste 15 milioane de dolari americani. A început cea de-a doua etapă de demontare a funicularului dintre orașele Rezina și Râbnița. Lucrările sunt realizate de 23 de salvatori veniți din Federația Rusă. Timp de o lună sunt planificate demontarea vagonetelor și altor elemente ale funicularului. У нас по плану за месяц произвести полный демонтаж, провести все неотложные работы. Причем нужно здесь несколько раз страховаться, приходится вручную разбирать то, что лежит на сетке, стягивать канаты. Мы надеемся, все у нас получится. Experiența de anul trecut este una binevenită. Acum se va lucra la înălțime. O bucată de plasă va fi demontată chiar deasupra caselor de locuit. Здесь объем больше. Здесь приходится все делать вручную, потому что внизу проживают люди. Цена ошибки достаточно высока. Мы специально выбрали такой участок, где мы отработали бы технологию, по которой будет разборка идти над частным сектором, потому что там уже мы как бы без права на ошибку. Поэтому нам надо здесь точно понять, что мы будем делать, в какой последовательности, как это будет демонтироваться. Раиса Пазюк își amintește și astăzi de acele vremuri când funicularul era funcțional. Într-o zi s-a pomenit chiar în pragul casei sale cu o cantitate de vreo 800 de kilograme de substanță dintr-o vagonetă. Atunci în ajutor i-au sărit vecinii. Раньше хотя ухаживали за этой линией, смазывали часто, все. А как остановилось там, уже никто тут и не бывает. Поэтому страшно. Очень. Особенно, когда ветер, и когда эти вагонетки висели, что висели тут над нами. Вот. Это было что-то с чем-то. Такой гул был, что казалось, как будто бы вот, когда землетрясение сильное гудит, вот такой шум. И все боялись, что может упасть на сетку. А сетка уже старая, она уже свое износила. Вот. Но, слава Богу, minovală. Prima etapă a lucrărilor de demontare a funicularului a început în septembrie anul trecut. În cadrul acestea a fost demontat segmentul peste Nistru și pe malul drept. În cea de-a doua etapă, specialiștii ruși vor lucra pe o distanță de 2 km. Toate lucrările sunt planificate să se termine până pe data de 20 iunie. De menționat faptul că funicularul, ce are o lungime de 3,7 km, a fost construit în anul 1962 și a ieșit din uz în anul 2000. Studenții Universității de la Râbnița au participat la primul traseu turistic. Punctul de pornire a fost de la tabăra de odihnă care se află în satul Buschi, un peisaj pitoresc de nedescris, locuri pentru practicarea sportului, păduri și izvoare. Cel este splăcenie studentov, щоб они чувствовали друг друга плечо, чувство победы, азарта и самое главное для ихнего здоровья и общего развития. Популяризация, тут и разных конкурсов будет, и волейбол, и дартс, например. Мы популяризируем и виды спорта определенные. Но самое главное – это ихняя дружба. Студенты călători au participat la 8 concursuri, până la urmă învins prietenia. Были опыты, ходили встроенцы на слёды туристические. Вот. Решил поучаствовать, потому что команда почти готова была с одногруппниками и с друзьями. Вот. Решили еще раз сходить, поучаствовать. Во-первых, это интересно, здесь есть ребята, и всегда нужно показать себя, получить удовольствие. Не всегда же учиться, нужно еще и получить отдых такой активный. И стараться всегда
не забывать, что мы люди, и мы должны двигаться все время. То есть и быть поближе друг к другу, общаться с командами, со всеми, получить удовольствие просто от того, что есть свободное время. La finalul aventurii, echipa s-a ales cu premii și ocupă de învingător. După ceremonia de premieră, toate echipele participante au făcut curat pe teritoriul taberei de odihnă. Cai putere, zgomot de șine și multe senzații tari sunt ingredientele de bază ale competiției cel mai bun automobilist al anului 2015 desfășurată la Râbnița. În curse s-au înscris 12 echipe din localitate. Каждый год в мае месяце уже традиционно проводятся вот эти соревнования по скоростному маневрированию. Цель соревнований – привлечь внимание участников дорожного движения к правильному вождению, правильному владению автомобилем. Значит, эти участники будут выполнять несколько элементов, например, там старт, дальше идут ворота, габариты. Водитель должен вписаться в эти ворота, не зацепить ограничители. Потом парковка, которая на сегодняшний день очень важна, транспорта много, загруженность. Надо уметь заехать в ограниченное пространство. Вот тут как раз это все показывается. Люди, которые смотрят, тоже болеют. Радуются, делают выводы, ну и берут пример, в конце концов. Pentru a face parte din competiție, fiecare conducător auto a fost testat cât de bine cunoaște regulile de circulație rutieră. Rezultatele au cântărit la nota finală. Участвую, потому что, как сказать, нравится мне просто это мероприятие и поднимает какой-то адреналин, хоть где можно немножко, ну, на большой скорости покататься. Это умение всего, и знать правила, и уметь управлять автомобилем, чувствовать автомобиль надо. Если его не чувствуешь, то тяжело просто. А если автомобиль чувствуешь, тогда ты ним управляешь. Он тебя слушает, а ты его слушаешь. Participanții au trecut prin 9 probe, toate cu obstacole. Anume acestea au verificat iscusința și reacția șoferilor. В городе каждый день мы ездим по таким улочкам, по таким заезжаем в гараж там и так далее. То есть поэтому, в принципе, для меня это ничего не ново. Опыт уже есть вождения и участвую для того, чтобы еще несколько раз там повторить правила дорожного движения, которые мы забываем с годами, и себя еще раз проверить на вождение, на знание правил дорожного движения. На сегодняшний день уже очень много девушек за рулем, и даже зачастую в автошколе больше девочек учатся, чем мальчиков. Поэтому вообще адекватно относятся водители, уже не с юмором, а уже серьезно как-то относятся, как конкретному участнику движения. Competiția cel mai bun automobilist se desfășoară la Râbnița deja al 10-lea an consecutiv. Evenimentul este organizat în memoria campionului de raliuri, Dmitri Krivoruchenko. Potrivit organizatorilor, important este nu victoria, ci siguranța în trafic. Câștigătorii concursului vor reprezenta orașul Râbnița la etapa republicană, acolo unde vor lupta pentru titlul de cel mai bun automobilist.